Sâmbătă, 29 martie, s-a disputat al doilea meci dintre Știința Bacău și CSU Medicina în semifinala turneului 1-4, diviza A1 la volei feminin. Echipa campioană Știința s-a impus cu 3-2. Astfel, după primele două jocuri disputate la Bacău, elevele antrenorului Florin Grapă conduc cu scorul de 2-0, scrie sportulmureșean.ro. Turneul se joacă după regula cel mai bun din 5 partide. Sâmbătă 29 aprilie s-a disputat al doilea meci dintre Știința Bacău și CSU Medicina din finala turneului 1-4 divizia A1 la volei feminin. Echipa campioană Știința s-a impus cu 3-2. După primele două jocuri disputate la Bacău, elevele antrenorului Florin Grapă conduc la general cu scorul de 2-0. Se joacă după regula cel mai bun din 5 partide. Meciul 3 dintre cele două echipe are loc miercuri 2 aprilie la Târgu Mureș. În cealaltă semifinală, Dinamo Romprest București a egalat situația, impunându-se tot sâmbătă 29 martie, cu 3-2 în fața echipei volei Alba Blaj, pe terenul Dinamo. Echipa volei Alba Blaj a câștigat vineri în primul meci cu 3-0. La general este 1-1.